În centrul capitalei, lumea poate savura burgerii Dănciulescu și Niculescu. Fostul dinamovist Ganea a descoperit pasiunea pentru gătit. De la Târgul de Crăciun, unde a făcut burgeri în rulotă, Liviu Ganea s-a mutat într-o locație pe Calea Victoriei. Așteaptă să fie gata noul stadion Dinamo ca să gătească și acolo. Vă pregătesc un burger, burger French. Așa, e, așa este denumirea lui, pentru că e un pic mai deosebit. Ce gust ar avea burgerul Dinamo? Burgerul Dinamo, așa, cred că ar fi și puțin picant, știi? Că dacă nu e puțin picant la ceea ce s-a întâmplat pe la Dinamo, nu prea are has. Ganea s-a gândit să-și boteze burgerii cu numele foștilor colegi de la Dinamo. Poate să însemne Dănciulescu, poate să însemne Florentin Petre, poate să însemne Niculescu. Faci cinste cu burger dacă promovează Dinamo? Numai cu burger, cu orice vor ei, numai să promoveze.